Da. Da, poi mâine. Bine, mulțumesc frumos. La revedere. Bună ziua, dragilor. Bună ziua! Bine v-am găsit! Vedeți că am intrat puțin mai repede. Dai, cineva? Da, sunt trei persoane și un live. Aurora Sanda, bună, dragii mei! Bună! Nu Aurora știam dacă am Sanda, intrat prima! sau nu. Uite, Aurora, să oferim ceva flori, că ești prima! Asta e pentru tine că ai intrat prima cu noi, draga mea. Da. Mă bucur că ești cu noi, te pup. Vă pupăm pe toată Să-mi lumea și salut, bună Miri, seara la toată scumpă! lumea. Gabriela, bună ziua, Alisa, Melania, ciao, Aurora, Sanda, mulțumesc pentru toate doamnele aceste flori, mai ales cu numele de Maria și derivatele lor, dar pentru toate. Povești cu noi, lumea mea, bună seara, dragii mei, bună seara. Bună seara la voi, vă pupăm, vă Cuță Damian, la mulțumim. mulți ani, dragilor. Mulțumesc. Mulțumim frumos că sunteți aici cu noi. Am intrat cu un minut, două, cred că mai repede. Nici n-am știut dacă suntem live sau nu, că acum bine știți că filmează Mihai, că Maria e pe drum. Așa că... Maria e spre Veneția, pe tren de la Milano la Veneția. Da. De la Veneția la Nu, de la Veneția la Milano. Nu, de la Milano la Elveția, scuzați-mă. De la Veneția a ajuns la Milano și la Milano a luat tren spre Elveția. Da. Acum e corect. Da. Mihaela, bună seara, dragilor, la mulți ani, doamna moare și Mulțumesc. pentru Maria. Deși pe mine mă cheamă Maria. Și tu ești tu, Maria, tati. Da. Da, Miriam e Maria. Da. Povești cu noi, mă scuzați, vă rog, nu v-am felicitat că în zona noastră astăzi nu se sărbătorește, ci e o zi de comemorare. Lenus Stavarache, bună seara, la mulți ani, dragilor. Bună seara, mulțumim frumos. Noi suntem bucuroși că sunteți Povești cu cu noi, voi. pe 8 septembrie se sărbătorește. Mihaela Vinter, la mulți ani și pentru tine, Miriam. Mulțumesc. Dorina Hovar, bună seara, la mulți ani, Maria. Gabriela Stile, la mulți ani. Mulțumim la toată lumea. Nu știu dacă se sărbătorește, nu se sărbătorește, dar eu totdeauna primesc flori și nu că sărbătorim, nu sărbătoresc, dar dacă primesc flori e ceva normal, Deci o eu zic și atenționare. da, Gabriela eu Stegli, mă la bucur mulți foarte ani. tare, că iubesc foarte mult florile. Dorina Ovar, la mulți ani. Mulțumim! Maria, cred că am mai citit Dorina. Pentru toate domnele flori, câte o floare și câte o sărățea și câte o prăjitură. Mihai are chef de Cuță glumă, să Damian, știți. părintele azi în biserică a spus că se spune la mulți ani. Normal, dar eu Normal. și eu știu că... Bine, nu știu dacă se sărbătorește sau La nu, mulți dar ani, și știu Miriam, atunci. povești cu noi, Maria Margaret, să fii sănătoasă, ro, bună seara, live plăcut, o seară frumoasă, Mihaela Rulada, a ieșit super, o să încerc și eu rețeta ta, Mori, Mariana Archelean, la mulți ani, îmbrățișez cu drag și vă doresc numai bine, Dorina Ovar, sunteți minunați. Mulțumim frumos. Chiar vă rog să încercați, că chiar a ieșit minunat, foarte bun a ieșit și super. Și ați văzut că nu are nevoie de multe ingrediente, chiar puține, foarte puțin și iese minunat. Andreea Branga, salutări drag din Toronto, Canada, suflete bune și calde, vă apreciez foarte mult și nu pierd nicio rețetă, toate sunt simple și ușor de făcut și se
potrivesc pe gusturile mele, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, multe salutări acolo. Frumos, o să vă uitați în avans, astea o să fie postate. Da. Sunt foarte bune sărățelele. Am făcut sărățele, făcut de mine, așa sucite. Și astea o să fie postate, uitați. Aia o mi-a rămas din ruladă care ați văzut-o. Da, am făcut... Andreea Branco, salutări dragi din Toronto, Canada. Gabriela, sunteți o bucătăreasă de nota 10. Maria Dragomir, bună seara, oameni mei dragi, la mulți ani, scumpă mare, la mulți ani, Maria, frumoasa mea, vă pup și vă iubesc. Și noi vă iubim pe toți, vă pupăm și ne bucurăm că sunteți cu noi, chiar pe toți vă iubim și suntem foarte fericiți că sunteți aici prezent cu noi. Da. Și... seara asta, dacă, bineînțeles, am intrat cu Roroș, iar dau cu dieta de toți pereți. Da. Cum că mai faceți o mică scăpare? Da, da, și eu o felie am mâncat din fiecare, să știți, numai să gust, să văd cum e gustul și atât. Mami, să-mi potolesc pofta. Continuă așa, eu vreau să spui de prezența. Maria Dragomir, eu sunt în Părculeț cu nepoțelul, dar sunt și cu voi, mulțumim frumos, Cuța Damian. Astăzi am primit jumări de la Arad. Ne bucurăm. Ai primit-o? Bun. Să-ți fie de bine. Poftă mare, poftă bună. Ilonco Eric, plictisitor să intrați în fiecare seară în direct. Salterele, salatele arată groaznic. Hai mă, Ilonco. Ce vorbești? Salatele, eu știu. Sărățelele, auzi? Ei, sărățelele, nu-i adevărat, draga mea, că... Cuță Damian, mulțumesc! Hai, te rog, filmează de aproape. Uitați-vă aici ce fain arată. Și ați văzut că mai este un nenorocit din ăsta, care se-mi bagă în seamă. Te rog! Ba, așa merită. Povești cu noi mari, cine vă pune să intrați dacă nu vă place? Mihai, vorbește. Exact așa, eu vă spun la persoana aia marș. Nu, dar nu, acum nouă ne-a plăcut. Aurora Sanda, Ildico, dragă, ești normală cu capul? Ro, doamnă, schimbă canalul. Te rugăm foarte mult. Nu, lăsați-o în parte. Cruță Damian, dar nu mai intrați, doamnă, dacă vă plictisiți. Aha, să terminăm. Cred că o băut ceva, doamnă, înainte. Mihai, te rog, nu mai jigni. Nu jignesc. Dar nu mai zi nimic, te rog. Povești cu noi, lumea mea, sărățelele arată super și sunt gustoase de casă. Sunt foarte faine, să știți că au ieșit minunat și nouă ne plac. Gabriela Seghi, bravo domnul Mihai, mulțumesc frumos. O, dacă vă place, o faceți. Dacă Andreea nu... Branca, gelozie mare că mi-ați oferit mie sărățele. Toate sărățele se potrivesc exact pentru papilele mele gustative. Ro, domnul Mihai... E de la căldură, dați cu ignor. Dau cu ignor, dar... Mihai, nu-i să merte Dumnezeu, eu nu sunt Iisus Hristos, sărat până mor. Aurora Sanda, foarte bine mi-ai spune-i de noroc. Păi așa fac și binele. Miri, iubita mea, fii cu minte, mama. Nu, adevărul, să știți, zice Dumnezeu, ce... Blestemat să fie omul care se crede în om. Nici Dumnezeu, să știți, că nu înghite pe toți oamenii. Sunt oameni din ăștia care... Cum să le spun eu? Lasă, că eu am oamenii mei frumoși și eu sunt foarte mulțumit. Da, dar dacă nu îi place, să nu intre. Să intre la Iohannis, să-l vadă pe Iohannis. Bine, a ieșit, nu. Eu am oamenii mei care le mulțumesc. Cuță Damian, vedeți câtă răutate, de ce să nu ne bucurăm, viața este scurtă. E exact, eu de-aia și intru cuța. Cu voi. Ca să ne bucurăm. Domnul Mihai, din păcate nu toți au capacitatea de a înțelege, nu îi place, du-te mai departe, nu ești obligat să comentezi. Povești cu noi în lumea mare. Cum ați petrecut astăzi, dragii mei? Foarte bine, a venit soacră mea la noi, acum a plecat nu de mult, mama lui Mori. Ce ați mâncat astăzi? Am mâncat ardei umpluți și ciorbă
ciorbă și ardei umplut. Și ciorbă, bineînțeles, am avut prăjitură, sărățele, suc, apă, ca toți oamenii. Nu am sărbătorit, acolo am familie. Da, dragii mei, ne bucurăm foarte mult. Eu nu bag de seamă, eu mă bucur de voi. Cine are inimă curată și lângă mine, cine mă lasă că e bine, ceva conșters. Și... Ro, oh, piata mea, salată de roșii. Povești cu noi. Aha, de salată. Foarte frumos, mă bucur mult că v-a simțit bine, da. Am înțeles acum. Cusă, Damian, ce frumos să vă fie de bine, așa este frumos în familie. Mulțumim frumos, Dumnezeu să vă bucure sufletele și să ne scape de răutatea asta oamenilor răi. Acum normal, acum nu o să putem să mâncăm noi numai luxuri, mai ales acasă. Că eu salata am făcut-o dimineață de mic. Maria, dragomir, la noi în Moldova ziua de nume se sărbătorește pe 8 septembrie. Da, da. Diferite obiceiuri, ce să zic. Trebuie să le acceptăm pe toate. Povești cu noi, mereu vor fi oameni invidioși și răi. Invidioși să fie, dar măcar să nu fie răi. Liliana Crețu, bună seara! Ioana Pavel, la mulți ani fericiți! Bună seara, Oana, bună! Te pupăm pe toți, de fapt, te pupăm și, cum v-am spus, eu mă bucur că voi sunteți alături de mine, însă oameni și oameni nu trebuie să dăm importanță. Dacă ei așa se simt mai bine... Viața satului, bună seara, ce mai faceți? Mulțumim, bine! Bine, mulțumim! Foarte bine! Eu v-ați văzut că nu e adevărat, că noi nu intrăm, că doar... Liliana Crețu, bună seara! Noi nu intrăm în fiecare live. Și la, nu știu ce... Noi intrăm cel mult de două ori pe săptămână, dacă intrăm. Este când nu intrăm deloc. Deci, nicio... Ați spus, Maria... Ca azi sunt de pe tren și o să ajung în Zug. În Zurich? Da. Și dacă nu știu cum vor să mai ies... Roro, alegeți ce este frumos și pozitiv. Normal. E adevărat. Da. Deci Maria, intrez spre Zurich. Am primit informația. Cusă, Damian, sunat, Maria, doamne, Morica, dar... Câtă pâine cu zahăr am mâncat mulți ani când eram mic și încă suntem aici. Exact. Cristina Iuliu, bună seara, la mulți ani frumoși și fericiți alături de familia dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Să fiți sănătoși, cum am povestit, că v-am povestit într-un clip. Eu când eram copil mic, nu că n-aveam, că să știți că nu eram săraci așa lipit pământul, eram oameni normali, modești. Și v-am spus, noi când era poftă de dulciuri, acum gândiți-vă că maică mi-a lucrat, taică mi-a lucrat, bunica mea nu stătea la căremul nostru să ne facă ca acum, cum suntem noi cu Miriam, că dacă e luni și are chef de dulciuri, noi facem prăjituri. Miriam vă arată șorțul ei ce i-a luat Maria. Stați. Aici arată ce scrie. Miriam, ați văzut, dragii noștri următoritori. Deci stai, Maria, rețete simple, mare... Ce mult o iubește Maria pe sora ei și numai pe Miriam și pe Mihaela. Deci Miriam a pus șorțul să vă arată. Ce frumos este! Stă super cu el! Ce frumos! Cine mai sus? Da, iubita, mă te vezi. S-a văzut, iubita. Da. Acum i-au făcut parada. Da. V-au arătat. Făcut parada da. Bucătarilor. Foarte frumos. Da, și se găti de ea cu Ro, să-ți folosească sănătoasă, să nu fie de ochi. Uite, Aurora Sanda, wow, super șorțul. Ca și stăpâna, Cuță Damian, ești foarte frumos. Este foarte frumos, Miriam. Viața satului, o mică gospodină. Da. Damian Boșăldearu, Doamne ajută să fii sănătoși, Cristina Iuliu, la mulți ani. Și Mariei, povești cu noi, ești frumoasă și să-l port sănătoasă. Mulțumim frumos, mulțumim foarte frumos. Și am vrut să găt ideea. Deci, acum dacă Miriam luni are chef de dulce, eu mă pun și
fac ceva dulce repede și mâncăm. Atunci, pe vremuri, când eram eu copil, mic nu era așa, atunci nu se punea bunica mea, nici maica mea la comanda noastră să ne facă prăjituri. Atunci se făcea numai duminică sau numai când era sărbătoare, Paști, Crăciun, așa, mă rog, se făcea prăjituri. Și atunci, Mariana, când era Artelian, nouă... Miriam, ești un copil educat și frumoasă. Când era nouă foarte poftă de dulce, cum zicea Maria, luam o felie de pită, puneam cu cana apă peste, luam zahăr cu pumii de unde era și puneam peste pită. Și așa mâncam pită cu apă și cu zahăr. Aia era dulcele nostru. Da, și eu mâncam asta, dar era când puneam și puțin ulei deasupra. Da. Sau untură, untură, da, untură și zahăr sau sare. Daniela Baldoșeru, bun Dumnezeu să vă binecuvinteze toate bucatele, ro-ro, sâmbăta uneori fidea cu lapte sau tocinei. Eu cred că am mâncat pâine cu zahăr, dar era siropată. Tocinei, da. Nu știu ce e tocinei. Noi n-am mâncat așa, bine, mămăligă cu lapte, da, și puneam zahăr. Fidea ea... cu lapte. Ei, ai teței cu lapte, da. Mihai, teței cu lapte. Fidea, cu fidea lapte. Da. Da, 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 aia ne făcea, dar nu ne făcea, ne făcea când, na. Daniela Boșelderu, Craiova, vă salută și Aradu vă salută pe toată lumea. Vă pupăm peste tot, de oriunde ați fi voi. Ro-ro, făcuți din cartofi tocinei. Din cartofi? Deci nu se găluște cumva? Din cartofi, n-au auzit. Da, da, găluștele se fac și din cartofi. Da, nu știu. Da. Poți să ne întâlnăm să vedem. Ți-a venit priceful la găsit. Miriam, da. Nu mai te mișca, mama. Da, da. Împinge masa. Suntem 63 de persoane, 25 de like-uri. Vă rog frumos, dați like-uri. Like și subscribe. Da. Ro-ro, cred că da. De ce găgăr? Da, ați făcută din cartofi cu ca un fel de găluște și... Au mai multe denumiri. Daniela Boșulderu, cum vă mai simțiți, doamna More, cu diabetul? Bine, cu diabetul acum mi-s bine, un pic m-am simțit cam așa abătută, obosită, că o pleca Maria supărată. Na, da, așa mi-s bine acum un pic. Bine, genunchii tot mă dor, dar suportabil. Suportabil. Am încercat să fac prăjituri, am încercat să fac mâncări, bineînțeles, ca de obicei. Deci, ce filmezi? Mereu la doamnele florile. Dar nu mai. Frumoase. Le-au primit de la... Mama ei, soacră mea le-a dus, știți? Da, în fiecare an, maică mea, deci cu totuși că e bolnavă, foarte bolnavă și umblă greu, dar a venit și întotdeauna e o tradiție la noi, e un obicei la noi, deci... Daniela, să vă luați tratamentul, și... draga mea, Domnul fie cu tine. Da, în fiecare an vine la mine în 15 și îmi duce flori. Da. Îi mulțumesc și... Mă bucură că, da, bine, poate să mai vină. Da, mami, iau tratamentul în fiecare zi și astăzi am luat și iau zilnic. Chiar ieri ai fost, nu? De la medicul de familie, da. Mi-a scris tratamentul ce luăm noi lunar. Am luat pe 3 luni acum. Da, o grămadă de bani. Nu mă duc în fiecare lună și... Da, no, tot așa ne scrie pe 2, pe 3 luni. Da, medicul de familie. Cati, dragii mei, cu voi și vă doresc multe binecuvântări. Mi-a plăcut mult rulada, am să fac și eu, Domnul, să vă lase pentru voi binecuvântări și bucurii. Uitați, mai este o singură bucată, cred că cerut de la rulada. Deja s-a mâncat. Da, a fost foarte bună și să merită să încercați că să face câteva minute. Mi-am mâncat două felii. Bună. Simplă și bună. Da, la Miri i-a plăcut. Mi-am mâncat două felii. Numai două felii? Da. Păi au venit mama, nu, mi-au venit copiii. Acum asta e.
Da, nu, o rulada am făcut acum, na. Dar nu era boșaldirul nimic, nu mai este ieftin, plătim tot. Da, acum de la întâi mi-au zis la farmacie că s-au scumpit iară. Și medicamentele. Da, s-au scumpit, da. Dar e interesant să scumpesc în fiecare lună și tot timpul toate alimentele, medicamentele, numai pensiile și salariile nu... Da, la pensie spune câte 100 de lei la un an. Ce 100 de lei? 10 lei? 10 lei, da. 10 lei. Un milion, mă. Da. Da, la un an, da. Ei cresc prețurile în anul ăla de vreo 5 ori. De câte ori. Dumnezeu să o țină sănătoasă, viață lungă și frumoasă. Pe maica ta. Dumnezeu, Bojolderu, trăim foarte greu. E adevărat, deci... Degeaba spun unii, eu îi înțeleg, care au poate de la 3.000, 4.000, 5.000 pe lună, sunt alții care nu mai povestesc sau mai mult. Ăia normal că se descurcă. Poate și ăla cu 3.000 se descurcă greu. Și atunci noi avem amândoi 2.200. 2.100 avem. Da. E ușor să vorbești, dar cheltuielile sunt foarte mari. Eu nu slab, vă respect și vă doresc numai bine. Mulțumim, vă respectăm. Mulțumim și noi pe toată lumea. Așa e, dragii mei. Viața e grea, lumea e așa cum e, nimic nu e cum ar trebui să fie, să știți. Mai de mult și oamenii erau mai buni și viața era mai bine, deci trăiai mai ușor, ai avut un serviciu stabil, ai avut... ce să mânci, n-ai murit de foame. Acum, credeți-mă, degeaba este de toate dacă n-ai bani să le cumperi. Ce folos? Niciun folos. Da, trăim mai cum ne ajută Dumnezeu. Da, trăim așa cum ne ajută Dumnezeu. Nu lăm, de exemplu, da. Mere din alea faina. Dacă n-am putut să fac 5 lei la 6 lei. Mai bune, mai scumpe, ce să fac? Asta eu când găsesc la 3 lei, mă bucur. Da. Mai este că mi este cu 2 lei. Angela Petreanu, 2.200 de lei aveți fiecare sau împreună, nu? Împreună. Nu, 1.100 avem. Deci 1.125. Vă dați seama. Și atunci cheltuielile pe noi ne costă lunar... Bine, mi-ai numai, n-are rost. Cel puțin 600, 500 de lei mă cheltuie. Deci dacă Maria n-ar fi, noi am fi muritare de foame. Ai, că... Pe noi Maria ne ajută. Fără nu Maria ne plânge, că ne descurcăm. Noi. Nu, nu mai este câte unul care comentează, știți, când filmesc. Zice, ce tu vă plângeți atâta, dar de ce așa, dar de ce așa? Și în legătură cu țăranii din piață, îi respect și înțeleg că și eu am crescut la țară. Și într-adevăr îi dă lucru și își merită banii. Dar vă spun sincer, în piață, 90% bișnițari, cum s-ar spune, ia de la țiran și dă prestriplu. Da, exact. Nu să țărani adevărați. Toate merg așa în România. Povești cu noi, acum ați reușit să vă monetizați cu YouTube-ul. Acum ați reușit, da, am reușit. Vă admir că reușiți să vă descurcați cu bani așa puțin. Deci Angela Petreanu. Deci nu, de, Doamne ferești, nu murim, că nu avem ce mânca. Nu abuzăm la nimic și facem din ce avem și nu pot Aurora Sanda, exact așa și eu, dacă nu ar fi băiatul meu, aș fi boschetară. Vă dați seama că e foarte multă lume în situația noastră. Milioane de oameni. Da. Și noi ne de aia de 33 de ani tot pe ei merem și punem ștampila. Da. Lavinia Rose, bună seara, oameni dragi, bună seara. Bună seara, Lavinia, te pup dulce și mulțumim că ești cu noi. Da. Suntem 68 de persoane, 32 de like-uri. Mulțumim. Da, poate lasă, nu-i contează like-ul. Cine vrea, dă, cine nu, nu e o problemă. Da, să știți că nu câștigăm nimic dacă dați like. Exact. Numai că vede alții că sunt pe live și poate intre și ei. Nici măcar 5 bani pentru like sau ăsta, nu. Și vă dați seama, și la vizualizări,
La 1000 de vizualizări YouTube îți dă 2 euro. Știți, 2 euro. Da, așa că, deci, că așa nu că vă faceți multe problema. Vizualizări, să foarte ai. Multe lume zice că m-a zis o doamnă că draga mea, de ce bună, e Monica, banii bună de la seara, YouTube? Vă doresc multă sănătate și fericire, povești cu noi și e greu vă este numai că Miriam este câte cheltuieli aveți plus tratamentele voastre, vă admir că faceți față provocărilor. Aurel Petcu, o familie de nota 10, ei, mulțumim. Păi facem, fiindcă ne ajută Maria. Dacă nu ne-ar ajuta Maria, n-am parte. Elimina Schmitz, multe salutări din Germania, vă urmăresc cu mult drag. Mulțumim din mulțumim, suflet. Să fii vă iubim pe toți, Dumnezeu să fie cu voi, cu cei dragi. Maria, bună, dragii mei, vă salută Maria. Maria e pătrân, da. Te pupă, merge spre mama. Zurich. Te pupă, mama, să ai grijă de tine, iubita mea. Ne bucurăm, iubita mea, că... Cuță Damian, bună, Maria, la mulți ani. Mulțumim. Precum Mărioara, bună seara. Bună, Mărioara, te pup. Da, sunteți oameni minunat, voi sunteți oamenii noștri care sunteți tot timpul alături de noi. Gătește și că, da, la mulți ani mamii, Miriam și tuturor mariilor, vă spune mama, Maria. Te pup. Maria vă spune la mulți ani tuturor mariilor și, bineînțeles, derivatele din numele ăsta. La mulți ani, Maria, povești cu noi, viață lungă și frumoasă. Vă mulțumesc din suflet pentru toate urările voastre, vă spune Maria mea. Da, iubita și eu mea frumoasă. La toată lumea pentru urări. Vă spun încă de 1.000.000 de ori, Maria are un suflet de aur. Nu că e fata mea, să știți. Nu numai cu noi e bună, să știți. Cu surorile sau cu... Maria are un suflet de aur. Dumnezeu să-i dea noroc să aibă milă de ea și de Miaela. Și Miaela mea are un suflet de aur. Și Miriam și de toți copiii. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, vă spune din nou Maria, oameni frumoși. Iubita lui mama, te iubesc. Te iubim, Maria, Dumnezeu să fie cu tine, să ajungi și cu bine, iubita mea. Să fie. Cristina Megelea Mar. Bună, Cristina, da, o știu. Bună, Cristina. Mar, atâta scrie, nu știu ce vrea să spun. Te pupăm, dragă. Nicio problemă. Asta este, da, viața e așa cum e și dacă mai suntem și oameni... Mulțumim la Dumnezeu că suntem sănătoși, putem să zicem că nu stăm la pat. Rodica Caba, la mulți ani, doamna Morica, Maria și Miriam, mulțumesc, să fiți iubite, Rodica. Mulțumesc pentru rețete, o seară frumoasă să aveți, o seară să binecuvântată la toată lumea. Da, să fii sănătoasă, draga mea. Așa e. Așa, noi am intrat așa un pic cu voi, să vă salutăm, să fim lângă voi, să mai vorbim un pic cu voi. Că știți că noi nu intrăm seară de seară, intrăm o dată de două ori pe săptămână, un pic cu voi și vorbim, fiindcă vă respectăm, asta e un semn de respect de la noi. Și atât, nimic mai mult. Deci intrăm de vreo două ori pe săptămână. Dacă noi vedem că intrați cu noi, dacă vedem că nu mai doriți să intrați, atunci ne retragem. Dar da, nu o să intră, dacă suntem da. Până la în jur dar de 100 de persoane, oameni care chiar ne bucurăm și... că suntem împreună. Rodica Caba, la mulți ani, doamna Marica, Maria, Miriam, viți iubite, mulțumesc pentru rețete. Cristian Chiu, bună seara, sper că sunteți bine, vă pupăm, Seb Pon, iubiții mei, vă salut și vă îmbrățișez încă o dată, la mulți ani, iubite mama Marica, vă vreau tare bine, Nina Italia, Nelly Sturz, hello, Margare și domnul Mihai, hello, Cristina Megelea, Maria și tuturor la mulți ani, Cristina Chivu, Mariana, Maria, hai acasă, dar acum a plecat, Nelly Sturz, hello, Miriam, povești cu noi, nu fiți tristă, doamna Margare, viața merge înainte, cu bune și cu
rele, luați doar pozitivul, foarte bine. Maria, mulțumesc, Cristina, mulțumesc tuturor, fiecare în parte. Cuță Damian, Neli, dragă, cum îi merge la tata? Asta da. Am vrut să întreb eu acum cu Neli. Neli, și eu vreau să te întreb aceeași lucru. Cum se simte taică tău? Cum ești? Cum sunteți? Să-mi spui. Vreau să știu dacă e bine. Vai, avem un muscă, ne deranjează. Neli, dragă, și Nina din Italia, te pup, draga mea, să fii sănătoasă, să dai Dumnezeu sănătate la toată lumea. Ne bucurăm că sunteți lângă noi. Chiar ne bucurăm, Neli. Nu este bine. Nina. Va pleca curând la Domnul. Doamne, uite-mă, pasă. Mai ia frigurile. Nu, Dumnezeu să aibă milă de el, să ducă la dreapta lui. Doamne, îmi pare rău să aud asta, Neli. Dar Dumnezeu să te întărească, să fii tare și ne rugăm la Dumnezeu. Ieri am venit de la spital, ce ne ristos. Deci e acasă? Îmi pare foarte rău. Îmi pare rău, draga mea, zice Cuță Damian. La toți ne pare rău, Dumnezeu să-i dea linare, să-l vindece. El poate să vindece, să facă minuni. Povești cu noi, mă rog să mai intrați, să mai vorbim, vă ador, nu mă întristez când sunteți triști, mă bucur că sunteți fericiți. Maria, Neli, îmi pare sincer, Dumnezeu face miracole, crede, dar Maria mea spune, Neli Sturz, vă mulțumesc la toți, mă simt bine cu voi toți. Dumnezeu să-ți dea tărie, și să treci cu bine și Dumnezeu poate să-l facă, să-l pună pe picioare, să fie bine. Exact, să știi, Neli. Neli Stur, așa este Maria. Da. Numai El poate să facă minuni. Noi oamenii nu putem, dar El poate. Dacă avem încredere, Dumnezeu face. Să știi. Păi ne rugăm din inimă ca El să lucre. Ne rugăm pentru Tatăl tău să-i dea Dumnezeu sănătate, putere și pentru voi, pentru familia voastră. Așa e, da. E rău când auzi. Adică te simți așa când auzi așa. E trist. Și mama ta, Neli? Iubita mea. Dar fiul mea e prea aproape. Bine. Se vede bine, nu? Da. Nu mai mă mut acum. Vă mulțumesc mult pentru încurajare, spune Neli Sturz. Dumnezeu să dea putere, Dumnezeu și să fie cu voi. Să te întărească. Doamne, ce să zic. Dragii oamenii mei, dragi, vedeți? Aurora Sanda, dacă toți am face o rugăciune pe tatăl Neli, atunci Dumnezeu chiar poate face minuni. Haideți să ne rugăm pentru tatăl Neli. Exact. Spus. Mama a plecat acum 3 ani de COVID, auzi, mai da. Cristina Megera, domnul meu, când ne mai gătiți? Păi v-am gătit acum, nu de mult, ce am pus? Ai făcut plăcinta aia cu cașcaval? Plăcinta cu cașcaval, aia cu mere. Nu știu, o să mai văd. Multă putere și încredere în Dumnezeu, povești cu noi, spune la Neli Sturz. Maria Manuela Antemir, bună seara tuturor, la mulți ani sărbătoriților zilei. Mulțumesc, Maria, mulțumesc. Dumnezeu să-ți dea sănătate. Da. Te iubesc, Miri, Maria spune. Ce te iubesc, Mari? Și noi te iubim, bita mea.
Da, dragii mei, așa. O să mai gătească și Mihai, că gândiți-vă că el mă ajută și îi place foarte mult să gătească și o să mai facă și el. Chiar o să facă mâncărurile ce făcea el înainte, că știți când noi lucram, v-am mai povestit, el mai făcea de mâncare la fete. Îi făcea și la fete îi plăcea foarte, foarte mult. Dar dacă fac și vă mai cânt așa câte un refren, sper că nu vă supărați, nu? Pe mine. Mihai făcea cartofi cu zamă, deci așa da. Zicea da, el. Maria, dragă și scumpă, la mulți ani fericit și multă sănătate, Hermina Șviț. Bună, Hermina, te pup. Da. Și îi plăcea foarte mult și la Miha și la Maria. Maria Manuela Antemir, îmi pare rău, Nelly, să-ți dea Dumnezeu putere ție și familie. Amin. Gătește Amin. Și călătorește, Amin. Maria. Mulțumesc, Hermina, mulțumesc tuturor. Și vreau să spun că spunea fetele, nu fă tu mami de mâncare, lasă facă tati, că le face mai bune. Da, le da, plăcea la zicea. Maria și la Miela, cum le făceam eu tocană de cartofi, supă de tăiței. Haideți să vă spun cu supa. Știți că mai de mult erau macaroanele aia așa, nu cred că aveau ouă. Cristina Megele, am văzut plăcinte, au ieșit super, dacă și cântați este și mai bine. Deci dacă nu, sper să nu vă suprați că mai cânt așa puțin. Lui așa îi place și să cântă și să gătească. Și vreau să vă zic cu supa, cu teiței. Noi, no, bineînțeles, atunci lucram și n-aveam eu timp să fac teiței și atunci luam din magazin ce găseam acolo să facem cât mai repede. Că atunci lucram și eram cu schimbul și atunci ba făcea Mihai de mâncare baio. Și atunci Mihai a inventat o supă foarte rapidă. Deci punea super acolo rapid. Un morcov, o ceapă, punea un pic de vegeta și fierbea. Și când s-o fiert, morcovii... Povești cu noi. Miriții se colorează limba în albastru de la alea. Da. Nu ne place. Da, exact. Maria Manuela, cântați, domnul meu, nu ne place. Mulțumesc frumos. Nelly Stuz, Maria Antimir, mulțumesc mult. Și vreau să vă spun cu supa. Punea supă de la Damian, de ce nu? Ce nu? Nu știu la ce. Angela Micla, la mulți ani binecuvântat și sănătoși și la cât mai multe rețete mă îmbrățișez cu drag. Mulțumim mult. Și cum spuneam, Mihai făcea supă și băga teiței din aia, macaroane, nu teiței subțire, macaroane. Și băga mult. Și dați seama că aia se umfla și atunci rămânea mai mult teiței decât zamă. Erau scoici din alea, să da. Cum spune și... Și fetele mele spunea la supă, supă zăbăloasă. Da, spunea Margaret supă zăbăloasă. Că la fetele mele îi plăcea supa. Dar le plăcea, e adevărat, e foarte Angela adevărat. Mica, la mulți ani binecuvântat și sănătoși și la cât mai multe rețete vă îmbrățișez cu drag. Pupici! Te îmbrățișăm, Angela, și pe toată lumea. Nu mai fermă. Da, dragii mei, așa era. Deci făcea Mihai supă la fete foarte bune. Lor le plăcea și eu le mâncam că trebuia. Și așa, el gătea și zamă cu cartofi, făcea și mai multe. Chiar făcea mâncare, Mihai. Și clătite și orice. Deci... Și sarmale am făcut. Da, da. E adevărat. El face orice. Și supă cu pireu și... Și câteodată le face mai bune ca mine, să știți. Da, e adevărat. Foarte adevărat, dragii mei. Și tort am făcut la fetele mele. Și prăjitură și checuri. Bucătate. Nu te scurc. Mă descurc. Relida da. Mea, salutări de la Sibiu pentru marile, pentru mările din familie. La un mulți ani din toată inima m-a plăcut, domnul Mihai, când ați venit de la Penny cu Miriam, că ați
Fray Donato, melodie în așteptarea tramvaiului. Da, melodia aia din armată. O cântam în armată, era... E foarte fain melodia aia. Nu mai știu versurile toate, nu mi le amintesc. Hai, liberare! Călin, Călin, salutări din Lau, din Iau, din Lau. Salutări de Lau. Bună, Călinte, pupăm, mulțumim Salutări. că ești lângă noi. Nu este acolo. Da, dragii mei, ce să zic, asta e, nu avem. Cuțe Damian, nu ne supărăm că cântați. Mulțumesc, Mulțumim. Cate. Iisus a zis, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că zicea un birui lumea, mărit să fie Domnul. Amin. Povești cu noi, lumea mare, lăsați-o că doare copil să se bucură de a cadea. Așa e. Acum ce să fac eu? Îi mai trag Bine, atenția lasă că și nu sunt acolo prea și fac pe bune mami, te rog, lasă. dulciurile și cât pot o restricționez, dar nu pot să o restricționez de tot. Trebuie să-și amintească de o copilărie cât de cât frumoasă. Cine... Copilăria e la un om, cred că, baza. De acolo pornește tot din copilărie. Educația, bucuria sufletească, iubirea. Da. Maria Manoianti, o singură dată a gătit și la noi soțul, ne-a promis o ciorbă și a mâncat o căniță. Copiii au spus, tati, lasă-te să gătească mami. Vedeți, fetele mele au zis, mami, lasă să gătească tati. Da. Da, nu pot să zic acum, normal, gătește-mi ai, face destul de bună, deci nu Călin, Călin, acum. salutări din Iara, județul Cluj-Napoca, la mulți ani, cu sănătate și fericire, alături de cei dragi, vă urmăresc cu drag. Mulțumim, Mulțumim din Călin, să fii suflet. sănătos și noi te îmbrățișăm și îți dorim sănătate. Suntem 68 și 57 de aicuri. Foarte bine. Așa e. Așa că la noi nu gătim mare lucru, dar gătim orice și o gătesc și Mihai cu Ligia suflet. Cristia, bună seara, bună seara. Bună, Maria Manuela Ligia! Antemir, el a vrut, dar nu i-a ieșit rețeta. Păi se mai întâmplă, doamnă dragă. Da, Spuneți-i să mai important că încerce. da, aia am vrut să zic. Să mai Important că o încerce. încercați, să știți că dacă mai face, o să iasă. Da. Să știți că chiar, uite, și în zi de astăzi, fetele și Miriam și Maria îi spunea la Mihai, nu bine, nu în fiecare zi, rar, dar spunea, tati, să ne faci tu, de exemplu, cartofii prăjit, Mihai le face mai bun ca mine. Deci eu nu le fac cum le face Da, el. doamna Margaret îmi spune, du-te, mi-aș Da. mânca cartofi prăjiți. Că le face mai bun Maria ca Manuela mine. Antimir, da, dar nu știți ce mofturos este, da? Ligia Crista, doamna Rodica cu familia ei sunt abonați la voi pe canal. Nu, cred că sunt, Da, da, cred. Păi și noi suntem la Da, și noi ei. suntem la ei Da, abonați. Vă dați da. seama, Și le oameni mulțumim. dragi, că ai Normal. fratele meu Că și suntem cumnatul meu familie și și noi ne iubim nepotul meu și, și nu avem Doamne, nimic unul cu iartă-mă! altul, deci. Angela Păscut, mori să zâmbești mereu că așa este bine. Mulțumesc, Angela. Urări cu binecuvântări cerești măriilor, mulțumim. Mulțumim, mulțumim. Amalia Boiciuc, ce face Miriana, a plecat din... Miriam, Da. Miriam, a Maria intrat. Paraschi, bună seara, sunteți o femeie minunată, vă urmăresc cu drag, Angela Păscut, este superb, pupici, Ligia Cristea, fac și eu rulada cu cocos, arată foarte bine, Maria Paraschiv, la mulți ani, mulțumim. Da, eu zic că o ieșit foarte bun și cuburile astea arată, te rog, acum aici, nu acolo pe mizerie.
Miriam o dat pe jos, pe masă, dar nu-i nimic. Astea sunt prăjituri, aia e rulada. Aia e, mi-a mai rămas rulada și astea sunt prăjituri tăvălit în cocos. Relida mea, Marica, am făcut dovlecei călit cu maioneză și am pus și iaurt. A fost foarte apreciat de familie, am să mai fac. Cristina Mejela, oricum, dumneavoastră, sunteți un om citit. De fapt, toată familia sunteți mai elevați și minunați. Mulțumim! 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 Nu suntem oameni normali, moderni, nu suntem normal, am și eu 10 clasă plus o profesională. Da, știu că dacă să citesc. Maria Dragomir, inimioare și noi te iubim, Maria, la mulți ani, tuturor Mariilor, Angela Păscut. Vreau să vă zic de șorțulețul Mirii, că este superb, mulțumim. Da, Maria, i-o luat, eu scris la comandă alea. Angela Păscut, inimiori, iubim și noi pe toți urmăritorii noștri. Sunteți 75 și 62, nu-i așa mă arată. Mulțumim, mulțumim frumos, chiar sunteți minunați. Voi tot timpul sunteți lângă noi și da, acum, bineînțeles, poate o să spuneți că, dar nu mă plâng, să știți că nu mă plâng, da? Cu totuși că am scăzut în vizualizări, dar nu-i nimic, asta este, oamenii sunt în vacanță, le înțeleg. Ce să facem? Da, o să mai creștem. Oricum, eu le spun că noi facem rețete foarte bune, sunt simple, dar foarte bune. Facem după buzunarul nostru. Aurora Sanda, la mulți ani, Maria Dragomir. La mulți ani, Maria Dragomir. Maria, exact. Și tuturor Mariilor. Da. Deci noi facem rețete simple. Povești cu noi, abia aștept rețeta la tăvălita în cocos. Da, o să vezi. Uitați, poți să o vezi la tăvălita în cocos. Asta arată, asta e finalul, dar poți să vezi procedurile, că o să fie mâine postat. Nu mai zi mâine, că nu se știe mâine, poi mâine, acum o să vedem. Mâine, poi mâine postăm. Maria Manuela Antemir, sunt convinsă că rețetele sunt delicioase. Nouă, draga mea, ne place foarte mult. Corina, Daniela, Moise, la mulți ani, mulțumim. Mulțumim, draga mea, mulțumim. Din ingredientele ce am făcut, ce am cumpărat, câți bani am cheltuit, noi suntem foarte mulțumiți. Voi, dacă... Amalia Boiciuc, cum ați făcut rulada, dacă nu am reușit să văd? Ați postat rețeta? Da, da, vă rog frumos. Am uitați-vă. Și în urmă, sunt multe rețete foarte bune. Deci vă spun, uitați-mă, căutați-vă la videoclipuri din urmă și o să vedeți multe rețete foarte, foarte bune. Da, da. Maria, la mulți ani tuturor Marilor de pe acest canal și numai bine, Maria mea v-a spus. Carolina Bandaleac, bună ziua, sunt din Republica Moldova, vă urmăresc. Nu ratez nicio rețetă la mulți ani. Ce frumos, mulțumim, Carolina. Draga mea. Aurora Sanda, la mulți ani, Maria. Mulțumim. Așa. Da, eu postez ce fac eu la familia mea, normal. Deci nu... Eu tot ceea ce fac la familie și ce mâncăm, noi nu mai aia postez. Îl facem, mâncăm postez... și totodată vă arătăm și exact. Rețete. Exact, nu postez altceva decât ce mâncăm și ce fac eu acasă. Și încercăm să facem rețete diverse. Reili Damian, eu mă uit la toate videourile voastre în fiecare zi, la absolut toate. Mulțumesc. Am observat că și la... prăjitura arici au crescut vizorele. Mă bucur că ariciul, vă spun, eu n-am văzut pe YouTube așa ceva și am zis, bă, ăsta face 100 de mii de vizualizări. Gabriela Sabu, bună seara, la mulți ani Mărilor din familie, mulțumim. Mulțumim mult. Deci e plăcinta lui Mihai preferata. Deci, dar cum arătat ariciul ăla? Că îl faci la comandă cu fetării și arată așa. Da. Deci chiar așa, nu exagera. Da, adevărul că, na. Bine acum. Și-a fost și foarte bun. Da. Și mai ales că dacă Miri a fost, a făcut poză cu el, am zis, băi,
100.000 pentru Miriam. Adevărul că, na, foarte mult i-a plăcut la Miriam, da, că pentru ea și am făcut și... Pur și simplu, bună seara, oameni dragi, bună seara, vă iubim, vă iubim din suflet, vă dorim tot binele din lume, Dumnezeu să fie lângă voi, lângă copilașii voștri, lângă cei dragi, lângă oamenii bolnavi, care au suferințele, aline Dumnezeu durerea și sufletul. Da. Așa e, dragii mei, ce să facem? Noi, cum v-am spus, o să vin în fiecare zi cu rețete care le fac pentru noi. Maria Manuela Antemir, chiar ai puțină practică în bucătărie. Îți poți da seama atunci când vizionezi o rețetă dacă este ok sau nu. Așa că cine nu are experiențe să urmeze rețetele voastre, vor mânca bine. Mulțumim frumos! No. Acum, sincer noi să fiu... arătăm cât se poate în detaliu toți pașii care urmează. Și asta e foarte important, cred eu. Nu arătăm că încurățăm morcovul și arătăm tocana gata făcută. Și arătăm toți pașii și o să vedeți, dacă vă uitați în urmă, dragii noștri, multe rețete foarte bune și apreciate de mulți urmăritori. Bine, rețete simple și ieftină, da. Nu? Deci noi ce arătăm, deci, cât e ieftin și simplu. Nu e nicio una cine vrea creveți sau caracatiță ca sau restaurant. Nu. Fructe de mare. Deci, așa ceva nu o să găsiți. Nu facem așa ceva. Deci noi cu părere gătim de rău pentru noi și la, după buzunarul nostru. Și v-am spus, eu gătesc... Maria Manuela Antemir, da, foarte explicite rețete, nu ai cum să greșești. Mulțumesc foarte frumos! Acum mai, da, mai... greșim și noi, că suntem oameni, nimeni nu-i fără păcat, fără să nu greșească, că suntem făcuți din păcat. Mai păcătuim, mai încercăm greșim, ca tot omul, dar... încercăm să ne perfecționăm, să... Acum, nu suntem perfect, nu facem ca la carte, da? Se poate mânca, deci eu zic că la ingredientele care le pun eu și la ăsta... eu zic că extraordinar. Alții cheltuie mulți bani pe mâncare și poate nu iese așa sau mă rog. Na, ce să zic. Eu zic că eu sunt mulțumit. 75-74. De 75 urmăritori, 74 like-uri, mulțumim frumos, foarte frumos. Mulțumim frumos, dragii mei. Iubiții noștri urmăritori. Mulțumim foarte mult. Deci, ce eu bag de seamă, sunteți aceeași, mereu aceeași exact, persoane, aceeași moment, da. În jur de 100 și ceva care sunteți foarte apropiați de noi. Da. Vă iubim s-a din venit suflet. Ligia Crista, pot spune lapte de, în loc de apă, la rulada de biscuiți cu cocos. Cu siguranță, da, noi am pus apă. Da. N-am pus lapte. Dacă urmăriți... Dar au întrebat dacă poate să pună lapte, ia. Da. Poate, da. Pot pune lapte, da, pot, da, da, da. Am greșit eu, da. Pus liniștită. Da. Maria Manuela, vai, am uitat simplu să dau like. Nu face nimic. Mai... bine mai târziu decât niciodată. Da, nu contează, Mihai, nu. No, dacă acum eu glumesc, mi-e place să glumesc cu voi. Deci, credeți-mă, dragii mei, nu suntem... 79 de like-uri, uitați, și numai 69 de urmăritori. Deci like-urile au depășit urmăritorii. Nu, să știți că nu. Am dat acum, mulțumim din suflet, Maria, la mulți ani, Maria, la mulți ani, Mărioara, la mulți ani, Mărilor. Toată lumea să fie sănătoasă și bucuroasă și să-i dea Dumnezeu putere la toți. Cel mai important lucru. Maria Manuela, Antemir, mulțumesc frumos. Din suflet vă dorim ca Dumnezeu să fie cu voi, să nu vă lase la greu.
Da, să treceți peste greutăți, exact cum mi-a spus Anneli Sturs, să ajute Dumnezeu să treacă peste greutăți și... Bunul Dumnezeu să aibă milă de taică, sau nu a fost până acum. Nu intra săraca. Nu știe că suntem la... Da, Matab. Nu știe, zice, și de anul trecut că nu a anunțat pe YouTube. Da, anul trecut au zis că nu am anunțat YouTube-ul, nu a primit înștiințare și nu notificare, știu că suntem, da. Că nu a intrat. Și după ce am ieșit... O intra săraca, mi-a scris mesaj. Reli Damian, mare că îmi place de tine, că pe lângă faptul că gătești bine și cu gust, ești foarte ordonată și nu risipești nimic, folosești orice fir de verdeață sau legumă. Așa face o bună gospodină, mulțumim frumos. Vă dați seama că nu ne permite. Da, nu pot, Nelis, dragă. Maria Pătrașcu, cu picei de la Sibiu și un călduros la mulți ani tuturor mariilor, marianilor. Mulțumim la fel, dragii mei. BDN, bună seara, mă bucur să vă revăd. Anca Persa, sunteți niște oameni minunați, voi sunteți mai minunați decât noi, credeți-ne. Exact. Dumnezeu să fie lângă voi. Dragă mea, Areli, nu pot, gândește-te la banii noștri, nu pot să risipesc nimic și să aruncă. Aș fi, poate fără minte, să arunc ingredientele și ăsta din contră. Eu nu știu cum să... O împart să fac să mă ajungă, George Julian, să frumos și vei, ne pupă. Ligia Cristea, dar să fi avut pe mine, nu m-a anunțat. Nici pe mine n-am anunțat. Maria Manuela, nici pe mine nu m-a anunțat. Pur și simplu și eu vă admir, doamna Mari, că bucătăria noastră e mereu curată. Rodica Cioncă, la mulți ani fericiți. Mulțumesc, Rodica, să fii sănătoasă. Nu, că nu anunță YouTube-ul, nu se dă, nu primește înștiințarea de ce ăsta când intrăm. Mulți oameni și după aia îmi scrie mesaj că nu știu că am fost, că intra. De exemplu, doamna Mihaela, că așa o cheamă Mihaela, dar... Cuță Damian, ce de miri avem pe grup, ce de mari avem pe grup. La mulți ani tuturor, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Lavinia Rose, bagli faceți? Eu trimit nucă. Eu trimit nucă, să zice. Bagli, coardă cu nucă. Da, coardă cu nucă. Am, zic că am cu mac și cu nucă din urmă, da? Deci dacă vă uitați, da, zice care. Într-o zi, sunteți numai, foarte organizată și economă. Așa era și mama mea, din puține făcea cea mai bună mâncare. O să cumpărăm nucă, că n-avem nucă acasă și Florentina, o să facem. Florentina Zavegan, la mulți ani. George Giulia, la mulți ani tuturor celor care poate nume Maria. Maria Manuela, mulțumim, Cuță, multă sănătate și ție. Sunteți foarte organizată. Mulțumesc. Nu știu, și economă, așa era și mama. Florentina Zagma, la mulți ani. Mulțumim, Lavinia Rose, acum lucrez la pachet. Lavinia Rose, acum lucrez la pachet. Nu știu ce pachet. Georgian, la mulți ani tuturor celor de așa. Maria Manuela, în timp mulți sâmincuță. Georgian Julian, mi-a fost dor să vă văd live, la Vinea Rose. Soțul meu a trimis o sumă de bani pentru zacuscă, dar văd că încă nu s-au trimis. Mulțumim din suflet. Să știți că chiar, uitați, chiar am vrut să vă spun și ăsta, mă, nu vreau să vă promit o să înainte, facem pe la sfârșitul lunii. Că nu vreau. Noi știm că atunci să mai ieftinești ceva. Numai să nu cumva să vine nu mai găsim și, pe la urmă. Și gogoșarii sau capii, să vedem da, ce facem. Da, e foarte scump ardei, ceapa, no, se întrebă și bulion și multe. Și știți când Ileana adun, Niculea, da, se adune. Niculeac, la mulți ani. Maria Dragomir, eu din instinct mă uiți să văd dacă sunteți live. Nu trebuie să văd scris. Sau s-a anunțat, așa m-am obișnuit. Mea, iubita mea, mulțumim, Doamne, Maria, de ești scumpă. Da, iubita mea. No, dar Mihaela știu că m-a scris, adică când am intrat, duminică,
Duminica am fost live, mi-ai sau sâmbătă, nu mai țin minte. M-a scris după aia că, vai, doamna zice, n-am știut că dacă știam intram, dar nu mă anunță YouTube-ul. Na. Și știți că Maria acum nu e acasă ca să anunță pe telefon și eu am spus numai, din păcate, dar n-am scris. Cred că se vor ieftini legumele pentru zacuscă și acum sunt foarte scumpe. Așa e, da, iubita mea, așa BDL, nu, îmi cer scuze că nu știu să pronunț. Mara S, așa e gospodina adevărată, face o mâncare bună din puține ingrediente, ieftine și la îndemână. Sunteți persoane care mă inspiră mult. Rotaru Florentina, la mulți ani, moare, te iubim. George Giulian, eu vă urmăresc și noaptea, v-am spus, adun cu blogurile voastre, mai ales domnul Mihai are o voce blândă, mulțumim din suflet. Maria Manuela Antemir, sâmbătă, moare, ați fost live? Sâmbătă, da, cu Maria, da. Că nu mai țin minte exact. Vezi, iubita mea? Da, sâmbătă a fost treaba asta când am fost, da. Astăzi e marți, nu? Eu așa știu. Da. No. Așa că îmi pare rău de Mihaela, de Mataha. Păi o să vadă videoclipul. Ce da, exact. Poate să vadă reluare, nicio problemă. Numai noi au deci asta să cale noi, dorim... Da. Multă sănătate. Da, să știe că o iubim și pe ea, că și ea e a noastră. Rău, Dumnezeu să fie lângă ea și lângă noi toți, lângă dumneavoastră. Da, toți sunteți oameni minunați, toți, cum v-am spus. Eu pentru voi intru, credeți-mă, eu pentru voi intru aici să vorbesc cu voi, că mi-e drag de voi și am prins așa un drag de voi și îmi face o plăcere. Eu nu mă duc că nu pot să umblu, n-am așa prietene apropiate ca să discut, să vorbesc și atunci eu intru cu voi un pic, ați văzut odată, pe săptămână, maxim de două ori, ca să ne mai destindem, să mai vorbim, să mai uităm de toate, să deschidem frunțile. Eu și pe Facebook vă urmăresc cu drag. Mulțumesc! Mulțumim din suflet! Florentina Zahman, din ce zonă sunteți? Arad, chiar din orașul Arad. Cuță Damian, sâmbătă ați fost, da. Da, iubita mea, sâmbătă, da, nu mai știam, sâmbătă sau duminică, da, n-am mai știut, dar sâmbătă, da. B, D, N, se vede că aveți nevoie de socializare. Rotaru Florentina, și așa tu ești tare dragă. Mulțumim din suflet. Da, și am văzut că sunteți oameni minunati, că ne iubiți, că sunteți lângă noi tot timpul. Noi nu mergem, mergem așa, mai mă duc eu cu Miriam în parc câteodată sau la mici cumpărături, restul tot acasă. Da, nu merem nicări, nu ieșim, nu. Și atunci normal că... Mai mă duc pe la frate meu, dar mai rar. Da. Asta e. Mai vine soacră mea pe aici cu... Dar și ei mai rar. Da, de la țară. Ei stau la Ziman și nu e aproape. Și știți cum e, nu, și bătrână și bolnavă, nu prea poate așa. Da. Eu cu piciorul meu umblu foarte greu și atunci... Da, surorile lui Margaret, povești cu noi. Acum aveți... Nu știu, acum aveți patru inimioare. Florentina Zahma, eu sunt din Suceava. Salutări la Suceava, George Giulian, sâmbătă, dacă puteți face din nou live, vom fi într-un număr cel mai mare. Haideți că intrăm sâmbătă, tot la ora 19. Ligia Crista, dar cât de departe stați de doamna Rodica? Nu stăm departe. Nu stăm foarte departe. Îmi plac oamenii simpli, iar dumneavoastră îmi sunteți pe plac, mulțumim din suflet. Florica, și nouă ne-i drag de dumneavoastră când mulțumesc. Nu am timp ziua și sunt ocupată, mă uit la voi când vă pun seara în pat, vă iubesc mult, te iubim, Florica. Mulțumim, vă iubim pe toți, mult, Dumnezeu să vă iubească mai mult decât noi, exact. Să vă ocrotească, să vă iei pe brațul lui. Exact, dragii mei. Așa e. Așa, sunteți oameni minunați și asta ne place la voi, că altfel, gândiți-vă, un lucru faci dacă îți place, dacă nu îți place, nu o faci, eu așa zic. Acum, nu știu dacă toată lumea gândește la fel sau e la fel, dar eu așa fac.
Gătește și călătorește, Ligia, iubita mea, toate întrebările tale sunt legate numai de doamna Rodica, zice Maria. Nu știu, n-am observat. Florentina Zagman, te rog să... Maria te-a întrebat. George, Julian, inimioare, ne îmbrățișează și noi te îmbrățișăm. Noi nu avem nimic cu doamna Rodica. Doamna Rodica e cumnata mea, noi o respectăm, o iubim, suntem o familie, deci chiar nu suntem. Dar nu știu de ce problema asta pe doamna unii, Rodica, unii oameni. Ea nu e supărată pe noi. Fiecare cu canalul lui. Da, ea are cum canalul, știe. Da, gătește da. În felul ei, eu în felul meu. Te zice meu. Că o copiem una pe da, alta. Noi și o respectăm. Prostii din astea. Noi n-avem. George nicio Julian, dați like, dragi prieteni, gătește, călătorește. Noi aici, dumneavoastră, despre noi, nu despre alții, da, noi vorbim despre noi. Exact. Foarte. Elena Ungurean, bună seara, dragilor. Crișan Rodica, vă salut cu drag. Vă salutăm, mulțumim, vă respectăm. Rodica, mult drag, vă iubim. Da. Așa. Ce să zicem? Asta eu zic că... Vorbiți despre voi, dragii mei, cum sunteți, despre noi, cum suntem, ce facem. Puteți să ne mai povestiți și dumneavoastră cum sunteți. Cuță Damian, bravo Maria, zice Cuța. Mulțumim, Cuță. Da, așa e normal. Dar noi nu avem treabă. Hai cu... să vorbim, nu știu, da. Despre cine. Cu vorbim mine, despre deci... noi. Uite, despre Cuța. Ce mai faci, Cuța? Cum ești? Dumnezeu să te binecuvinteze, să fii sănătos. Maria, Elena, Dumnezeu să fie cu voi. Spuneți ce ați mai făcut, cum sunteți. Dacă pot, bineînțeles, da. Dacă nu, nu, nici eu ăsta. Noi suntem foarte deschiși. George, foarte... Julian, am văzut-o pe fiica cea mare în vacanță la Veneția. Este o frumoasă și drăgălașă. Mulțumesc frumos! Dar mai mult decât frumusețea, să știți, are un suflet de aur, iubita mea. Și Mihaela, și Miriam. Acum, de mică, gătește, călătorește, mulțumesc, George. Îți mulțumește, fata mea, frumos. Închei Maria cu noi? Da. Mama. Da, pe gătește și călătorește cu Maria, ea-i. Da, ea-i. Pe aia am zis că e Maria, încă e cu noi. Dacă-și citesc. Păi, da. Iubita mea, te pup! Gătește și călătorește, Miri, cea mai tare! Miri, cea mai tare! Da, Miri, Elena Rothwald! Bună, dragilor, să fiți binecuvântați, vă pup din Germania! Și noi vă și pupăm! Și noi te pupăm, draga Amalia mea! Amalia Boiciuc! Unele persoane vor să bage râcă între voi și doamna Rodica, nu băgați de seamă! Foarte urât din partea lor! N-au de lucru, n-au ce să facă. Altă ocupație poate nu au săracii. Da. Nu, da. Carmen, Maria, la mulți ani, sănătoși și fericiți, alături de cei dragi. Maria, dragă, să-ți dea Dumnezeu tot binele din lume, ești liberă să faci tot ce vrei. Normal. Mulțumim din suflet. Ea e o fată minunată și... Bădălâ, Maria, îți trimit gânduri bune. George, Julian, toată lumea cu inimioară pentru Maria, să vedem cine o iubește. Mulțumim, George, Julian. Uite, foarte George, frumos. Julian a dat 10, 15, 20, o, 4 sau 25, așa din... Le-am numărat fugitiv. Gătește și călătorește, mulțumesc, Amelia. Da, sunteți oameni buni. Opus, Maria, opus și ea filmuleț, vă rog mulțumesc, să urmăriți. Mulțumesc, bădălă, mulțumesc. Noviti Mirian, ce ai dormit? Ce ai făcut? A luat-o somnul pe mine. Zis-o? Nu. Maria este fată foarte deșteaptă și frumoasă, spune povești cu noi, lumea mare. Da, e extraordinar. Povești cu noi, lumea mare, ești. Maria este și Mihaela și Miriam inima noastră și... Cuță Damian, la noi azi au fost 30 de grade, mă pregătesc de concediu, dar vă urmăresc
de acolo, vă urmăresc da, de acolo. Am știut că pleacă. Îți doim din tot sufletul concediu plăcut, Dumnezeu să fie lângă tine. Mulțumim foarte mult. Da, să fii sănătoasă. Gătește și călătorește cu Maria, povești de pup. Da. Așa e, da. Spune și tu Cuța, ceva. Cuța, concediu da. Plăcut, îți doiește Maria mea. Bine, spune. Cuța. Ce? Și asta. Și asta. Miriam, știe ungurește. Da. Da. Te-a uitat ungurii, nu? Maria, Miriam, Mirela, fetele mele, frumoasele mele, iubitele mele. Da, Miriam. Povești cu noi, lumea mare, drum bun, draga mea, să ajungi cu bine. Mulțumim frumos, povești cu noi, lumea mare. Cuță Damian, mersi, Maria. Așa că, cum v-am spus, o să încercăm să, nu știu, să ne uităm, să vedem, Cuța să... Damian, inimioare, să facem, Cuța. Cumva să mergem în piață să cumpărăm ce ne trebuie, să mai punem ceva pe iarnă, dacă ne ajută Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun, încercăm așa de acum să... facem provizii pe iarnă. Deci, cum putem acum, ce putem să vedem, ce găsim. Deci, noi vă mulțumim din suflet. George Julian, e prea mare suflet am pentru oameni. Mulțumesc, George, frumos. Așa sunt eu mai bun în inimă. Să-ți dea Dumnezeu, George, inimă curată, că așa îi place la Dumnezeu, deci, oameni cu inimă curată. Gătește și călătorește. Dragii mei, vreau să vă spun că tocmai am văzut un curcubeu imens și minunat. Cuță Damian, mulțumesc. Gătește și călătorește după o zi grea plină de peripeții. Dumnezeu să fie cu tine, iubita mea. Vedeți? Dumnezeu i-a arătat la fata mea curcubeul. Ola Maria! Da, sâmbătă seara vă invităm pe toți să veniți pe live ce George la... Gătește și călătorește cu mine. Acest curcubeu e încă un semn că Dumnezeu ne iubește și e cu noi mereu. Exact. Pur și simplu știu că numai ce ai plecat, Maria, dar când te întorci, că deja îți ducem lipsa. BDL, bravo, George, rar mi-e dat să aud așa ceva. I-am văzut vreo 10. Dumnezeu să fie cu voi. Gătește și călătorește, te pup pur și simplu. Maria, te pupă. Eu am văzut vreo 10 curcubeu. Da, nu vreau. Le-am făcut eu. Ah, că le-am făcut. Povești cu noi, Maria, sper că ești bine. Ce peripeții ai avut? Te întreabă. Maria, atât s-a pus pe drum astăzi. Ea acum încă e pe drum, încă nu a ajuns. Păi, pe scurt vă spun eu, deci trebuia să meargă de în Veneția cu trenul în Milano. Aici n-a fost problemă, dar Milano spre Elveția a anunțat-o că sunt probleme tehnice, că nu umblă trenurile. Și acum nu știu cum s-o rezolvat și spre graniță la Elveția. Și acolo la graniță la Elveția trebuie să schimbe iară să meargă până în Zurich. George Julian, BD, mulțumesc din suflet. Maria Manuela Antimir, ce peripeții! Am ceva să spun pe scurt. Mi s-a anulat un tren, am schimbat trei, a fost ceva de groază, dar o să vedeți în zilele ce urmează video la mine pe canal de la YouTube. Deci cine vrea să o vadă pe Maria, pe canalul ei se numește Gătește și călătorește cu Maria. Și o să vedeți acolo. Tati vorbește prea mult. Mă. Citește, tati, nu vorbește prea mult. Eu am văzut vreo 10 curcubeuri.
Am văzut două când a ploia și era soare în curte. A plouat și era soare în curte. Am văzut și două în orașe, la fântânile alea. Camelia, Miriam, pe sâmbătă și la mulți pe live. Pe aia de lângă... Deci noi vă mulțumim din suflet, ne retragem și noi. Bine, mamei, o să mai povestim. Și am pus cu furtuna asta apă și am făcut curcubeuri. Foarte bine, foarte frumos. Mulțumim din suflet că ați fost lângă noi. Florica, Florica, cu Dumnezeu înainte, chiar dacă mulți sunt împotriva voastră. Exact. Nu, nu ai împotriva lui Domnul Iisus câți n-au fost. Noi, dragii... Maria Manuela, îmi pare rău, iubite, să ajungi cu bine. George, pe final de live, nu uitați că un like. Mulțumim tuturor ce prezenți. Mulțumim, George, gătește, călătorește cu mine. Maria, nu mai spune, zice. Să vă aibă în pază Dumnezeu. Maria, zice, nu mai povesti. George, noapte frumoasă tuturor. Vă îmbrățișez cu drag, Corina, Daniela, Moisa. Vă îmbrățișăm pe toți cu multă dragoste. Și noi acum vă lăsăm, dragii noștri. Vă iubim, vă mulțumim foarte, foarte mult că ați fost cu noi. Și suntem recunoscători că intrați cu noi tot timpul și o să mai intrăm, ai zis tu, sâmbătă? Da, sâmbătă, uite, George. Dar ce e astăzi? E marți. Ionela, iar am intrat la sfârșit. Bine că ai intrat, dragă Ionela, să fii sănătoasă. Ionela, să fii Amalia bine. Boiciuc, sănătate, numai bine, numai bine vă dorim, să multă sănătate. Da. O noapte bună și frumoasă tuturor, pur și simplu, o seară binecuvântată să aveți. Mulțumim că ne-ați invitat și azi în bucătăria voastră. Povești cu noi, o seară plăcută, Dumnezeu să vegheze și pe dumneavoastră. Ionela, eu am fost și am strâns meură. Oh, ce frumos! Ne bucurăm. Camela Maria, noapte bună, pupici duși, foarte noapte bună. Frumos. Dumnezeu să fie cu voi, multe pupiciuri. Da, dragii mei, să fiți sănătoși tot, Dumnezeu să fie cu voi. Maria vă spune că o să vedeți curcubeul și pe video, dacă vă uitați. Ionela, eu am fost, ți-am zis, meură, da, noapte bună. Maria Manuela, noapte bună. Ionela, vă pup și vă iubesc și noi vă iubim, vă îmbrățișăm, o noapte liniștită și binecuvântată. Noapte bună, dorim la toată lumea să fiți sănătoși, iubiți. Vă iubim și... din tot sufletul, Dumnezeu să fie lângă voi, să vă păzească. Amin. Ionela, pupici, inimioare. Pupici, Miri. Nelly Sturz. Good night, noapte bună, Nelly. Noapte bună, Dumnezeu să fie cu tine, Nelly, și cu tatăl tău. Noapte bună, dragii mei. Povești cu noi, lumea mare, ne îmbrățișează trei curcubei. Maria, dacă vezi, să trimiți povești cu noi trei curcubei și trei inimioare. Din suflet vă dorim noapte bună, iubiții noștri. La revedere. La revedere, dragii mei. Noapte bună. Ne vedem sâmbătă.